Bine v-am regăsit în Est, din fericire, numai prin intermediul acestei emisiuni. Vom avea astăzi ocazia deosebită de a dialoga cu vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău și președinte al Partidului Popular Creștin-Democrat, cu domnul Iurie Roșca. O ocazie deosebită pe care o așteptăm de mai mult timp, mai ales după evoluția evenimentelor survenite în Republica Moldova după aprilie 2005, când, pe plan politic internațional, s-a observat o nouă poziționare strategică a clasei politice moldovenești. Domnule Iurie Roșca, iată că ne reîntâlnim după foarte mulți ani și o spun cu bucurie că am observat în ultimul timp, nu vorbesc de comentariile unor analiști politici de la Chișinău cu întrebări puse de acasă probabil de alții și o spun cu părere de rău, pentru că am observat mai multe interviuri apărute aici în ultimul timp. Să începem cu aprilie 2005, data la care cursul strategic al Republicii Moldova a fost total redirecționat. Da, a fost momentul în care Partidul Popular Creștin-Democrat a adresat o ofertă majorității parlamentare de a accepta un parteneriat în numele integrării europene și a protejării intereselor naționale a Republicii Moldova, în numele reformării Republicii Moldova pe temeiurile organizării societății noastre după modelul occidental. Am fost bucuros să văd că această ofertă a fost primită imediat și cu bunăvoință, dintr-un motiv foarte simplu. S-a schimbat conjunctura regională și internațională. În 2004 s-a extins din nou Uniunea Europeană. Cele trei țări baltice, fost sovietice, au devenit membre. În felul acesta, perspectivele integrării au devenit tangibile și pentru Republica Moldova. Sondajele de opinie au arătat o creștere spectaculoasă a celor care susțin opțiunea pro-europeană și atunci, inclusiv Partidul de Guvernământ, Partidul Comuniștilor, a simțit nevoie să se încadreze în acest curent de opinie quasi generalizat. A fost o inițiativă destul de temerară. Riscantă, chiar, domnule vicepreședinte, pentru că risca să vă termine imaginea cu totul pe planul electoratului intern, plecând de la concepția faptului că Iurie Roșca era văzut ca un standard al românismului în Republica Moldova și la un moment dat plasându-se, chiar dacă pe linie de interes strategic național, plasându-se undeva alături de puterea pe care o condamna din copaci cu megafonul, din coborârea din copac al lui Iurie Roșca s-a făcut un fotoliu de vicepreședinte al legislativului. Coborârea, dar pășirea directă din copacul din fața Parlamentului în fotoliul de vicepreședinte al Parlamentului. A riscat deosebit pe plan intern și asta trebuie să se înțeleagă, faptul că asta vă putea chiar aduce să vă desfințeze pe plan politic intern. La un moment dat a fost șocul electoratului, ceea ce am înțeles și din păcate nu mulți analiști politici de la București, mai vorbesc de cei de aici, nu au observat că șocul a fost resimțit și în tabăra din stânga. Da, e adevărat. Decizia a fost șocantă, adversarii tradiționale au căzut la pace în numele unor scopuri pozitive, clare, declarate, transparente, care nu pot să nască niciun fel de probleme, de pildă, în percepția partenerilor noștri occidentale. V-ați întrebat deodată, de pildă, de ce nimeni de la Bruxelles sau Washington n-a pus la îndoială și cu atât mai puțin nu a adresat niciun fel de critici parteneriatului din 4 aprilie. Drama s-a consumat aici, în mediul românesc, de la Chișinău și... Deci recunoașteți că s-a consumat o dramă în momentul în care ați făcut pasul la riscant. Da, bineînțeles, dar trebuie să ne înțelegem că totuși politicienii nu sunt vedete care să aștepte neapărat aplauze după fiecare interpretare a unui spectacol muzical sau știu care tip de show-uri. Noi luăm decizii în mod responsabil și conștient. Uneori suntem aplaudați, alteori blamați. Unul dintre cei care v-au aplaudat a fost și președintele Băsescu. Mi-aduc în minte de o declarație a dumneavoastră făcută atunci, că ați primit un telefon de la domnul președinte. Da, am primit un telefon și miza era foarte clară. În primul rând, în Republica Moldova, ca și în alte țări post-sovietice, ca și în întregul spațiu post-comunist, niciodată nu se poate face abstracție de factorul rusesc. Factorul rusesc, care este unul presant, din păcate, iar politica externă a acestei țări impune raportarea fiecărui actor politic responsabil la interesele naționale versus interesele expansioniste ale politicii de azi, a celor care conduc Federația Rusă. Iată, aici Iurie Roșca trebuia să decidă cu cine se aliază, cu Putin împotriva lui Voronin sau cu Voronin împotriva lui Putin. Nu exista o altă variantă, pentru că noi suntem actori politici. Prin urmare,
acționăm rapid și decisiv. Nu avem timp. Vorbiți ca un nemț. Nu, dacă vedeți care e deosebirea între un analist politic și un actor politic. Un analist critică sau apreciază ceea ce fac alții. Noi chiar trebuie să facem. Și nicio decizie politică nu este pe placul tuturora. Ceea ce este de remarcat ca percepție și ca scor de imagine, de pildă, este că după 4 aprilie toate sondajele de opinie efectuate în Republica Moldova de alții decât simpatizanții noștri ne poziționează pe poziția a doua, cu o distanță respectabilă de la Partidul Comuniștilor, cu o distanță mică de la cel care se poziționează pe locul 3, Serafim Ureachean și Alianța Moldova Noastră, și totuși locul 2. De ce? Această lovitură de imagine pe care am asumat-o a fost după aceea digerată, gândită, raționalizată de cei care într-adevăr doresc ca politicienii să ia decizii responsabile. Ceea ce am făcut noi în actualul Parlament, în timp de mai puțin de 2 ani de zile, nu au făcut 4 parlamente luate, succesiv luate la un loc. Mă refer la câteva probleme cheie pentru o democrație în tranziție. Ați observat că nu vă întrerup? Păi da, întrerupeți-mă, nu e nicio problemă. Vreau să vă întrerup cu cele 9 sau 10 puncte, cât așa. La ce stadiu sunt ele și dacă v-ați atins obiectivele, Iuri Roșca? În mare parte da. În mare parte da. Și unde recunoașteți că s-a greșit și că aveți posibilitatea să interveniți pentru a forța puterea să meargă mai departe? Că nu pot vorbi de partidul pe care îl conduceți ca fiind la putere. Nu este la putere. Nu este la putere. Ceea ce se poate spune cert este că Partidul Popular Creștin Democrat poate și chiar exercită o influență benefică asupra partidului de guvernământ într-un mod corect, consecvent și de o manieră totalmente asumată. Vă dau un exemplu, unul mic, care nu ține de instituții democratice, justiție, corupție, ține de interesele economice și sociale a comunităților locale. Anul trecut s-a votat prima lege a bugetului de stat în noul legislativ. Partidul nostru a propus aproximativ 200 de modificări și propuneri de îmbunătățire, care vizau comunitățile locale. Apă potabilă, gazificare, drumuri, poduri, chestii de genul ăsta, reparații în școli, în instituții medicale, toate au fost respinse de avalmă. Toate de avalmă. De ce? Pentru că Partidul Comuniștilor are suficiente mandate în Parlamentul de la Chișinău pentru a ignora, pentru a putea să-și permită să ignoreze propunerile noastre. Puteam foarte ușor să ne retragem într-o opoziție clasică și să criticăm în continuu. Nu. Înapoi în copac. Da. Un an de zile am insistat de o manieră pozitivă și perseverentă pe lângă partenerii noștri de la guvernare, explicându-le că propunerile pe care le facem vin din partea comunităților locale care merită să fie subvenționate normal de la bugetul de stat din Republica Moldova. Iată că la bugetul de stat pentru anul curent, votat la sfârșitul anului trecut, toate inițiativele noastre au fost votate in corpore. Astea au vizat 71 de localități rurale din Republica Moldova, care au căpătat apă, drumuri, lumină, gazificare și așa mai departe. E mult, e puțin. Este vorba aici de inițiativele pe care partidul dumneavoastră le înaintase anterior, ca să înțeleagă mai bine telespectatorii noștri, și care erau respinse, cu toate că erau în folosul comunității, să spunem așa. Instituțiile democratice. Republica Moldova, ca o democrație în tranziție, are niște probleme foarte serioase de rezolvat, nu? În primul rând, trebuie să încheiem capitolul de monitorizare pe care îl întindem din 1995, de când am devenit membri ai Consiliului Europei. Iată, ambiția noastră actuale legislaturi este ca în 2009 deja să putem trage o concluzie fermă că Republica Moldova nu mai este o țară monitorizată. În sensul acesta, cele 10 puncte pe care le-am propus vizează reforma politică și instituțională. Doar reforma politică și instituțională. Situația justiției, situația, statutul procuraturii, raporturile Parlamentului cu serviciile secrete, descentralizarea și rolul autorităților publice locale și raporturile acesteia cu autoritățile publice centrale, reforma în mass media, inclusiv în domeniul audiovizualului, și alte câteva puncte extrem de importante. Care sunt restanțele, m-ați întrebat. Restanța vizează, de pildă, statutul procuraturii, care, din cauza unor formulări constituționale, după mine, nereușite din 1994, încă nu a fost modificată. Cum se alege procurorul general, care sunt competențele lui, care sunt raporturile Parlamentului, Guvernului și a președintelui cu procuratura. Unii zic că procuratura trebuie să fie, să constituie cea de-a doua cameră a Consiliului Superior al Magistraturii, avându-se în vedere două camere.
una formată din judecători, alta din procurori. Un fel de echilibrare a rolurilor celor două bresle care vizează efectuarea justiției într-un stat. Alții spun că procuratura trebuie să meargă pe modelul de pildă estonian și nu numai. În foarte multe țări europene este acest model. Noi căutăm să ne inspirăm și din țările care sunt comparabile ca problematică inițială cu Republica Moldova și să devină parte a Ministerului Justiției. Autonomă, dar parte a Ministerului Justiției numită prin Ordinul Ministrului Justiției. Domnule președinte, folosiți acești termeni concreți și realizabili, da, în raport cu închistarea de care dă dovadă puterea și Partidul Comunist. De ce să nu o spunem? Eu nu mă feră să spun asta, dacă alții o fac, e problema lor. Da. Cu închistarea de care a dat dovadă cu consecvență, din păcate, Partidul Comunist. Să înțeleg și să înțeleagă și telespectatorii. Ca să folosim termenul pe care l-ați utilizat, dacă e să vorbim de închistare, atunci a fost o închistare inconsecventă sau o deschidere periodică, dacă doriți. Pentru că facem un exercițiu de comparație, de pildă, reformă în audiovizual. Știați dumneavoastră oare că suntem singura țară din fostul spațiu sovietic unde politica lingvistică este una care protejează atât de puternic majoritatea oprimată sub vechiul imperiu sovietic? Vă rugam să vă referiți la acest aspect extrem de important din punct de vedere lingvistic. Cum e cu chestia aia de 80% pentru limba națională? Da. Să rețineți că avem exemple de urmat. Cele trei țări baltice, de pildă, sau Georgia, sau Ucraina, nu mă refer la România sau Polonia, care e cu totul altceva în problema politicii lingvistice, nu au fost parte a Imperiului. Da, noi mai avem unguri, în schimb. E cu totul altceva. Da. E o minoritate. Da, nu sunt ruși. E altfel de problemă, alt tip de problemă. Raporturile între majoritatea și minoritatea din Ardeal. Aici însă, noi a trebuit să insistăm timp de aproape un an și jumătate, pe lângă majoritatea parlamentară, cu toate divergențele de ordin identitar, cultural, cu toate raportările noastre diferite la evenimentele istorice și să spunem dumneavoastră cum numiți limba. Moldovenească, spun majoritarii. Noi cum o numim? Română, spunem noi, creștini democrații. Dar dacă o numim cu un termen generic, provizoriu să zicem, limbă de stat, pentru că dacă e română sau moldovenească, tot de stat rămâne, dacă e să fie de stat. Și atunci am scris, în Republica Moldova, toate instituțiile audiovizualului publice și private sunt obligate să difuzeze cel puțin 80% din programele sale în limba de stat. Compania Teleradio Moldova... Din programele proprii vă referiți? Proprii, absolut, sigur că da, proprii. Compania Teleradio Moldova se încadrează în acest regim lingvistic începând cu 1 ianuarie 2007, celelalte companii private etapizat până în 2010 ajung la acest procentaj, procentajul de start fiind 70%. 70, 75, 80, 80. A existat după aceea o reacție din partea comunității rusofone din Republica Moldova? Nu au fost niciun fel de reacții dezechilibrate în acest sens, pentru că noi am propus o etapizare. Trebuie să fim conștienți, inclusiv noi ca gazetari și eu ca gazetar de altă dată, că o instituție mass media, fie că este post de televiziune, fie că este de radio, nu poate să-și reorganizeze politica editorială în 24 de ore. Are nevoie de specialiști, de tehnică, de resurse financiare suplimentare. Le-am dat posibilitatea să-și adapteze politicile editoriale la rigorile legale. Iată că domnule președinte, posibilitatea asta li s-a dat cu mulți ani în urmă. Mă refer la politica în domeniul lingvistic. Nu sărim de la una la alta. Că vă spun de ce să nu sărim. Dacă învățau româna de atunci, acum nu mai aveau nevoie de nicio păsă. Nicăieri limba de stat, domnule. Nicăieri n-au învățat. Problema noastră este alta. Dacă e să vorbim de legea privind la limba de stat, adoptată în 1989 la 31 august, aici în stradă, că dacă nu eram noi în stradă, nu se mai adopta, erau două limbi, adică numai una, cea rusă de stat. Spunea așa, dădea termene limită pentru anumite categorii de funcționari. Aceste termene au fost anulate în primăvara anului 1994, când a venit la putere Partidul Democrat Agrar. Slavă Domnului că a dispărut între timp de pe eșichierul politic. Alt partid mastodon. Da, a dispărut. Deci, de atunci s-au anulat aceste termene. Avem alte țări cu care iarăși ne comparăm. Balticii, ucrainenii, georgienii, cum e acolo? E diferit. Am putea spune că e mai bine? Probabil da, într-un anumit sens. Însă, în Republica Moldova, lumea începe să înțeleagă că studierea limbii române nu este o obligație, ci un drept. Un drept de care un alogen care nu vorbește limba română poate să uzeze, dar poate să nu uzeze. Acest drept presupune însă și anumite limitări pentru cei care nu cunosc limba română. Adică, dacă vrei, concepția sau punctul de vedere al creștinilor democraților, dacă vrei să fii deputat, ministru, funcționar public, angajat în serviciu special, în procuratură, în orice instituție
de stat. Plus, dacă vrei să lucrezi în sfera de servire, sau dacă vrei să stai la tejghea, sau dacă vrei să faci orice serviciu public în care intri în contact cu populația, inclusiv să fii doctor, trebuie să știi limba română. Dacă vrei să faci serviciu de notariat, dacă vrei să faci activități contabilicești, trebuie să o faci în limba de stat. În rest, poți să faci orice altă activitate privată. Orice altă activitate privată. Un exemplu simplu. Eu mă întâlnesc de foarte multe ori cu rusofonii și am o relație normală cu ei. Spun, domnilor, cei din sală vor să fie miniștri? Nu. Vor să fie ambasadori? Nu. Vor să fie polițiști? Nu. Atunci nu învățați limba română. Deci, poți să fii de pildă milionar în Republica Moldova fără să știi un cuvânt românește. Însă, cel care stă la tejghea și desface marfa, cel care își ține hârtiile și comunică cu autoritățile... Chiar în interesul omului de afaceri să-l pună să cunoască limba de stat. De seamă contabile în fiecare lună trebuie să cunoască limba de stat. Cel care merge la notar trebuie să cunoască limba de stat. Da, corect. De pildă că în băncile din Republica Moldova toată documentația se face în limba română. Da, asta am observat-o și fiindcă ați atins acest subiect, aș dori să îl folosim ca deschidere pentru un altul, domnule președinte, și anume la acest aflux de cereri pentru obținerea cetățeniei române. Am văzut chiar o declarație a unui domn Climenco, pentru telespectatorii din România, să precizăm că e reprezentantul comunității rusofone din Republica Moldova, a comunităților rusești, prin care spunea că dacă basarabenii vor obține sutele de mii, că s-a depășit un milion conform unor aprecieri de cereri privind obținerea cetățeniei române, Moldova poate fi considerată deja un alt stat, susținea domnul Climenco. Care este poziția Partidului Popular Creștin Democrat în privința acestui val de cereri pentru redobândirea, și fac această precizare, e vorba de redobândirea cetățeniei române, vis-a-vis de acest aspect și cum credeți că s-ar putea soluționa în termeni reali aceste cereri? Aici sunt și aspecte comice, și aspecte dramatice, și aspecte scandaloase. Vreau să vă amintesc faptul că până acum câțiva ani, legislația Republicii Moldova, ca și legislația altor țări din spațiul ex-sovietic, nu permitea dubla sau multipla cetățenie. Această modificare a fost operată de majoritatea comunistă în fostul legislativ, când comuniștii aveau 71 de mandate, iar noi aveam 10. Eu cred că a fost o deschidere normală. Fiecare cetățean al Republicii Moldova poate să aibă cetățenie românească, rusească, ucrainească, americană, japoneză. E problema fiecăruia câte cetățenii vrea să aibă. Acum, de ce acest aflux masiv? Din două motive. Bineînțeles, apartenența noastră la neamul românesc și dorința de a ne recăpăta identitatea, inclusiv printr-un certificat de acest gen, dar nu mai puțin importante sunt motivele de ordin economic. Omul vrea să aibă pașaport român ca să meargă să lucreze în Occident pentru a câștiga o bucată de pâine. Este această situație va dura și cererile se vor amplifica cel puțin până în momentul în care Republica Moldova va obține un regim de vize preferențial pentru a circula liber în spațiul european. Înainte de a atinge acest aspect al Centrului European Unic de eliberare a vizelor pentru basarabeni, aș dori să punctăm posibilitatea semnării unui acord în privința forței de muncă între România și Republica Moldova, acord blocat deocamdată de Chișinău. Există deschidere din partea Bucureștiului. Chiar într-o discuție pe care am avut-o cu doamna secretar de stat Daniela Andreescu, mi s-a spus că un basarabean, și vreau să readuc în atenția telespectatorilor basarabeni acest lucru, că un basarabean nu poate primi, dacă este angajat legal în România și are toate condițiile pentru, îi sunt asigurate toate condițiile pentru a fi angajat legal în România, nu poate să primească mai puțin de 11.700.000 de lei românești. Deci 1170 ron, care ar însemna echivalentul la 6000 de lei moldovenești. E un lucru îmbucurător ce trebuie să obțină întâi. Întâi trebuie să obțină viza, nu mai spun de pașaport românesc. Întâi da. Să obțină viza, nu, dar să nu până ajung la consulatul României, exact. Ca să ajungă, dacă să aibă șansa. Dar domnule președinte, ce este cu acest acord? Aveți cunoștință de blocarea acestui acord de către autoritățile de la Chișinău să dea drumul, pentru că un basarabean mai bine se duce să muncească la Iași, de exemplu, decât să moară pe întinsurile siberiene prin Rusia, prin Moscova sau Sankt Petersburg. Da, vedeți dumneavoastră, există un deficit de comunicare și anumite disfuncții în relația Chișinău-București
din momentul apariției Republicii Moldova ca stat independent și până în prezent. El nu trebuie să ne surprindă. Trebuie să căutăm tratamentul corect. Cum lecuim aceste maladii? Ca să le tratăm, trebuie să înțelegem cauza. Să stabilim clar diagnoza. Diagnoza este simplu de tot. O anumită deformare identitară, utilizată destul de abil de agenți de influență din exterior, care torpilează, minează, viciază raporturile noastre cu România. Inclusiv în acest sens, pe această dimensiune de angajare în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în România. Și aici, dacă îmi permiteți, am să fac o paranteză și am să vă invit pe dumneavoastră, ziariști și politicieni din România, să utilizați măcar periodic și termenul cetățenii Republicii Moldova, pentru că și transnistrenii sunt ai noștri. Sigur că percepția din România este că aici este doar Basarabia, dar Basarabia plus Transnistria înseamnă Republica Moldova. Ceea ce nu înseamnă că Basarabia trebuie să fie un termen prohibit. Înseamnă că este o aproximare sentimentală a termenului politic. E prohibit pe posturile de radio și televiziune națională la Chișinău, la București, din fericire. Slavă Domnului. Deci nu putem să spunem ministrul de externe basarabian. O putem spune în limbaj curent, dar este ministrul de externe al Republicii Moldova. E chiar moldovean, eu așa spun. Referitor la domnul Stratan. E corect. Dacă vreți să știți, toți suntem moldoveni. Și aici putem să... Mai ales când îi citesc anumite comunicate care pun la punct Uniunea Europeană. Da, bine, astea sunt, cum să spun eu, teribilismele unui stat mic în raport cu un grup de state mari și bogate. Nu trebuie să ne mirăm. Vă dau un alt exemplu. Apropo, ce-i cu crizele astea identitare care se întâmplă și cu aceste îmbățoșări care se observă din partea Chișinăului? Cum spune proverbul românesc? Cine ți-a scos ochiul? Frate meu, de atât ți-a scos așa de adânc. Două partide aflate pe aceeași parte a eșecherului politic întotdeauna se ciomăgesc mai tare decât oponenții. Două țări care au aceeași identitate istorică, culturală, spirituală și aceeași cale de parcurs în Europa unită, înregistrează anumite conflicte diplomatice și politice și anumite bombe mediatice aproape în permanență, tocmai pentru că sunt una. Referitor la acest aspect de care mi spuneți că îmbățoșarea asta a unui stat mic față de cei mai mari, știți, îmi aduce aminte de anecdota în care leul mergea prin pădure și întreba animalele cine-i regele. A avut ghinionul la un moment dat, bine, toate au răspuns, tu ești mărite leu, a avut ghinionul să întâlnească cu elefantul, care în momentul în care i s-a adresat aceeași întrebare, l-a luat și l-a trântit de un copac, l-a făcut varză, la care leul le-a răspuns, ei, dacă nu știi, nu știi. Se pare că s-ar putea întâmpla așa ceva și cu anumite poziții, gafe diplomatice de proporții, că aici le putem încadra, domnule președinte, și s-ar putea întâmpla să te trântească leu și să spui, ei, mă scuzați, dacă nu știi. Nu, eu cred că dacă vom avea o percepție în continuare, așa cum avem și cum văd eu de fiecare dată, sub toate guvernările, trebuie să menționez, de la București aceeași dragoste, deschidere și maturitate, inclusiv politică, nu doar identitară, firească pentru un român din țară, atunci aceste derapaje nedorite, aceste conflictualizări artificiale vor fi privite cu bunăvoință, cu înțelepciune și cu iertare. Pentru că este foarte greu de înțeles de la București cum cineva care este la fel ca tine, care este român și căruia îi dorești binele, îți dă o replică atât de disproporționată, cel puțin, și neadevărată. E foarte simplu. Noi suntem creștini și cei care conduc România sunt creștini. Și dacă suntem creștini, să nu așteptăm răsplată pentru fapta bună. Răsplata vine uneori ulterior și vine nu din partea celuia pe care ai vrut să-l ajuți, poate din partea altora care înțeleg. Adică să întoarcem și celălalt obraz. Nu. Eu nu vorbesc de reacții corecte sub aspect diplomatic din partea instituțiilor statului român. Astea trebuie făcute, bineînțeles. Eu vorbesc doar despre nevoia de a înțelege în profunzime situația în care se află Republica Moldova. Și aceste diversiuni mediatice care sunt impuse pe agenda Republicii Moldova și care nu sunt caracteristice și necesare Republicii Moldova, sunt inspirate cu abilitate pe fundalul unei pregătiri culturale aproximative a celor care le lansează, a unor frustrări personale, de ce nu? Este greu să reproșezi omului
că a trăit sub Uniunea Sovietică. Așa a fost timpul. Unii dintre noi au fost autodidacți, alții nu. Unii și-au salvat identitatea culturală, alții nu. Cei care nu și-au salvat-o trebuie ajutați și vorbit pe limba lor, astfel ca ei să înțeleagă că România este un stat prieten care... Aveți dumneavoastră o expresie pe limba pacientului. Dacă vreți și așa. Sarcina mea însă este nu să demonstrez câtă dreptate am, dar să fiu eficient. Atunci când nu aveam la dispoziție decât mijloacele retorice și contundente de afirmare a propriului punct de vedere, eram mai les nereperabil de la București. Acum însă când pentru prima dată în experiența mea de deputat în a patrulea legislatură, pot să și produc proiecte care se votează în Parlament, chestiile astea nu mai au dimensiune spectaculoasă. De pildă, cine de la București are timp, că nu e o știre importantă, să se aplece asupra modului de organizare a puterii judecătorești din Republica Moldova? Sau cum arată relația Parlamentului actual cu Serviciul de Informații și Securitate? Sau cum arată raporturile noastre cu Comisia Europeană? Sunt, aveți perfectă dreptate, pentru că pentru presa de la București sunt lucruri mai puțin interesante. Șocant a fost această vizită a unor moldoveni bătuți în cap de peste prut în Parlamentul de la Chișinău, băgați în sala de ședințe cu abilitate de către unii reprezentanți ai majorității comuniste. Am citit chiar știrea de astăzi, că acest Consiliu al Moldovenilor s-a autodizolvat imediat după revenirea acasă, dar este iar o încercare de a îngheța sau a păstra înghețate relațiile cu Bucureștiul. Este păcat. Ați folosit într-unul din interviurile recente, pe un post de televiziune cu pretenții sau cu anumite pretenții, expresia, de ce mă întrebați, mă tot întrebați pe mine, eu nu sunt reprezentantul României la Chișinău. Sunt reprezentantul Partidului Popular Creștin Democrat. Susținând în același timp că aceasta ar trebui să fie reacția normală a Ministerului Român de Externe și a Ambasadei. N-am văzut-o, domnul președinte. Atunci nu ar fi cazul ca anumite organizații neguvernamentale din Republica Moldova să ia poziție față de ceea ce se întâmplă. Bine, nu puteți vorbi nici în numele lor, dar... Toată lumea reacționează cum consideră de cuvință. Unii reacționează public, retoric, corect, sau mai puțin corect, alții reacționează prin faptă. Haideți să ne imaginăm o situație de neconceput pentru mine. Eu fac politică la București, m-am stabilit la București, sunt... În astfel, primul caz, domnul președinte. Toate cazurile, din păcate, s-au pomenit a fi ratate până la urmă. Noi în țară cu ăsta facem politică, tată. În această țară mică, care se cheamă Republica Moldova, care este sora geamănă a României și care trebuie să-și croiască destinul alături de România în NATO și în Europeană. După aia mai vedem noi. E clară strategia Republicii Moldova pe termen destul de îndelungat. Spuneam de bunăvoință, de înțelepciune și de căldură sufletească. Eu cred că cei care orchestrează aceste bombe mediatice și caută să otrăvească relațiile între România și Republica Moldova mizează pe limita răbdării factorilor de decizie de la București. Că la urma urmei fiecare o mare sentimentul lui. Dom'le, dar cât se poate? Gata, mi-a sărit răbdarea, nu mai pot să suport astfel de reacții disproporționate în raport cu intențiile mele bune, declarate, curate și așa mai departe. Iată, aici trebuie să învățăm de la, dacă vreți, de la fețele bisericești. Răbdare, răbdare și iar răbdare, spunea părintele Cleopa. Dar ce să fac când se consumă toată răbdarea? O iau de la capăt. Răbdare, răbdare și iar răbdare. Dacă cineva din Republica Moldova, dintre factorii de decizie, a comis o declarație nu tocmai potrivită, a doua zi, factorul de decizie, omolog, președintele sau ministrul de externe, trebuie să pună mâna pe receptor și să-și sune omologul de la Chișinău. Domnul președinte, pe cum se poate, dar nu e chiar așa. Haideți să ne întâlnim să discutăm. Poate că a fost o eroare. Poate că n-am înțeles corect informația care s-a difuzat în mass media. Domnul ministru, nu este chiar așa. Dați-mi voie să vă fac o vizită. Dați-mi voie să discutăm, nu neapărat cu presa. Cine și câtă dreptate? Dumneavoastră, de fapt, recomandați o relație directă între autoritățile de o parte și de alta a Ocrutului. Eu cred că relația aceasta, în mod normal, trebuie să fie intermediată de mai puțin prin comunicate oficiale, da, bățoase și aspre. Media, însă, nu cred că factorii de decizie de la București trebuie să se încadreze în acest ping-pong cu Federația Rusă via unii
oficial de la Chișinău. Aceasta este concluzia discuției noastre de astăzi cu vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, cu domnul Iurie Roșca. Îi mulțumim încă o dată pentru participarea la această ediție. Promitem că vom aborda împreună cu dumnealui și cu regularitate în emisiunea noastră și alte aspecte ale relațiilor dintre Chișinău și București. Dragi telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi și de țara asta.